mea, eu zic să te calmezi, să citești. Uite, am venit niște dedicații de data asta, sunt în special pentru tine, pentru tine, tine, tine. Eu cred că, de fapt, sunt pentru tine, tine, tine. Ok, avem un mesaj care sună în felul următor. Anya, baftă multă mai departe și eu văd că scriu romane. Nu, Robert. Nu, ai început aiurea. Se vede că ai venit din Ibița. A, da! Aha, ok, acum are sens. Bun, și ca salutare Ana și Dana, să vă fie de bine mâncarea, mulțumim frumos, am păpat și noi ceva bun. A, și o dedicație pentru voi, sunteți the best, reușiți să înveseliți multă lume tristă din România. Dacă ne-ați vedea fețele, v-ați înveselit și mai tare. Exact. Eu tocmai pregăteam să-i dau Dane un autograf pe spate, eu îmi făceam o mustață de Hitler, da, cine știe, până una alta, poate într-adevăr chiar o să arătăm ca... Ce idol drăguț, prietenoși ai tu. Da, să nu-ți faci chip cioplit, zicea cineva. Ok, nu, chiar nu vreau să fiu Hitler, Stalin, ăștia, nu-mi place de stăinu. Dar cine vrea Ana să fii? Spune Dana Nicula, te rog! Vreau să fiu varianta feminină a lui Orlando Bloom, dacă ar exista o variantă feminină a lui Orlando Bloom. That's what I wanna be. Tu? Dana Nicula! Mă mai gândesc. Hai, zi, Ana, mă mai gândesc. Mă mai gândesc. Am dat o cască în cască, ca să zic așa. Păi vă și bate direct. Ok, pe început de nouă la One FM ascultăm Armin Van Buuren cu Fine Without You, dar și pe Win Only. Heil Hitler! Doamne, ferește!